Superliga vă este prezentată de Superbet. E al treilea meci pe care îl arbitrează în Superliga. În toate meciurile pe teren a fost Botoșani. Asta e prima ocazie a meciului. N-aș trebui să fie, dar cred că a amorțit Golubovici. Asta e o minge pe care nu trebuie să o scapi în față. Ia să vedem aici, uite, aici e interesant, ia să vedem. O să zic că e fault. Eu n-am văzut, nu știu ce ai văzut tu. Nu i-a prins piciorul acolo? Tu n-ai văzut? Dar oricum e în afară, n-are cum să intervine varul, asta este limpede. Nu se pare că am fault. Se pare că își împleticesc cumva picioarele acolo. Pe terenul ăsta rău. Coată. Ieșire greșită a lui Pap și este 1-0, cadou pe care Pap îl face lui Dinamo, minutul 28. Tot Selmani? Nu cred. El a fost al șaselea gol. Pap, care are talentul ăsta în ghinimele să-și îngroape echipele cu ieșirile astea total neinspirate, este ceva absolut incredibil ce face Pap. Nu odată iese mult la 30 de metri de poartă. 6 goluri. A ieșit și a boxit rău. A boxat rău. Regalează pe Mitriță în fruntea clasamentului golgheterilor. Dar ce bine a reacționat și ce repede, și vezi că mai era cineva acolo, Pavlovici. Pavlovici, care a mirosit-o, a fugit. Este incredibilă transformarea în bine a lui Selmani. Este om determinant pentru Dinamo, asta este clar. Este jucătorul cu cele mai multe pase de gol. În atenție, în afară de goluri, are 4 pase de gol. Nu, Pap, degeaba. Este doar vina ta. La scorul ăsta, Dinamo e pe 2. De pedepsit-o. Ce frumos pasa lui Selmani. Olsen, e bine, Cârjan, lob, 2-0, Cârjan. Hens, nu cred că a atins-o cum s-a putut să fie atins cu mâna. Să vedem foarte dacă va fi confirmat. El, să vedem dacă a văzut-o bine. Cârjan nu e de acord, dar n-ai ce să protestezi. Pentru că există VAR, dacă... Aici ceva? Nu, aici nu poate fi. Asta e frumoasă aici. Asta e frumoasă. Da, îi stai de mână. Da. De ce? Nu avem ce discuta. Dar, păi da, de ce, dar de ce protestezi? Am văzut bine aici. N-am mai criticat, dar aici a văzut-o bine, vă. Și nu era ușoară. Ce vreau, opruț? Ce nu înțeleg? Nu cred că avem ce discuta aici. Nu, mai ales că este Hentz ăsta făcut în atac. Hentz în atac și Hentz în apărare sunt lucruri diferite. În atac, dacă mingea a atins mâna și cred s-a marcat... Vine politic. Gol mare, ocazie. Bună! Ocazie mare ratată de Pănoiu. Asta e ocazie imensă. Aproape că am crezut că e gol. Deci pe tavă i-a pus-o. Nu văd cum poți să ratezi de aici. I-a pus-o pe tavă. Bine, alt lucru pe care nu-l înțeleg este Pănoiu stângaci. Și vine mingea asta bine să dea cu stângul de acolo, e de cu dreptul. Nu, Mărginean se dezechilibrează, tot el recuperează. Sputătă numerică și pasă excelentă pentru Politic. Politic sprintează, Politic! 2-0! Dinamo! Denis Politic! Mare meritare Mărginean. Vezi că schimbarea bună. Schimbarea bună. Că ne miram, ne întrebam de ce Mărginean în locul lui Cârjan. O spun însă cu deplină responsabilitate. E cea mai slabă echipă din Liga 3 în momentul ăsta. Nu e ea ultima, în acest moment. Nu știu ce se va întâmpla, cum vor evolua. Adică mai slabă decât Buzău. E mai slabă decât Buzău, da. Mi-așa mi se pare, mai slabă decât Buzău. Aici, uite și tu ce face Sadicu. Deci ok, mingea era la Botoșani. Se terminase. Îi lasă 4 contra 1.
vrei uite să ce spun face ceva? Pap. Uite, unde, uite unde este pap. Pap. Uite unde este pap. De ce este pap aici? De ce este pap aici? Avea nevoie politic de acest gol după accidentare. Al patrulea gol marcat de Politic, a reușit o dublă împotriva Buzăului și a marcat și împotriva Petrolului. Dinamo cred că este aproape sigură de victorie. Bună recuperare asta, cred că este Bodișteanu. Ia să vedem, este o fază promițătoare. Poziție bună și e gol. Opa. 2-1. Cine? Caprof, nu? Nu, Caprof e cel care fuge cu mingea din poartă. Loran Filop. Na. Asta nu te așteptai. Nu. Nici eu o recunosc. Chiar nu mă așteptam ca Dinamo să conducă 2-0 să fie surprinsă pe contraatac. La Filop, în sensul nu, dar nu mă așteptam să fie surprinsă pe contraatac Dinamo. Asta e, ai 2-0, te mai surprinde pe contraatac Botoșaniu. Uite aici, îți recuperează mingea aia. Offside. O face bine, genul de gol pe care nu așteptam să-l ia, să-l ia Golubovici. Cine când a mai dat gol, Filip? Ani. 20 ianuarie 2023. Ai, un an și 8 luni. Jucă atunci la UC Cluj. De aici vedem bine. Tomaș, ziceam că nu se mai poate întâmpla nimic în meciul ăsta. Uite că de acum încolo sunt iarăși emoții. O vede târziu, o vede târziu. Printre picioare, cumva, printre picioare. Când joacă cu trei fundași centrali, iată aici o centrală respinsă, să vedem! Bară! Se dă fault! Fusese bara lui Aldair. Galben pentru... E penalti? A, e penalti înseamnă. Dar cât de galben în Golubovici? Logic. Hai să vedem că cine e Florescu, cine e acolo jos. Caprof, că e. Păi să dacă e penalti, nu? Eu n-am văzut gestul. Hai să vedem să întâmplă. Da, da, e penalti. Nu dă-l minge și-l omoară pe... Salvă, Doamne ferește! Vorba vine! Am înțeles, da. Oh. Da, îi dă de-l... nenorocește. Penalti indiscutabil, nu știu dacă nu te poți gândi la cartonaș roșu. Îl faultează îngrozitor pe Caprof. El nu dă-n minge Golubovici. Da. Protestele sunt inutile. Nu știu că au văzut jucătorii lui Dinamo exact ce s-a întâmplat acolo. Mai continuă Caprof? E o lovitură îngrozitoare de K1. Galben pentru proteste aici. Naore. Să se potolească pentru că... Cine stă? Impecabil. Florescu impecabil și ceea ce părea, no, de, părea, neimaginat. Părea de neimaginat. Părea de neimaginat. Sigur, nu pentru că juca Dinamo cine știe ce, pentru că Dinamo n-a făcut un meci bun astăzi, dar nu lăsa impresia Botoșanul că e capabilă, că are calitate, putere. Mi se pare mie sau rezervele au contat? Adică din câte văd eu, marcatorii sunt exact bine. Asta e penalti. Sunt jucătorii de rezervă. Jucătorii continuă să intre. Deci dacă se respingea cumva și ajungea mingea la... Se repeta. Da, la Politic sau la Mărcinean, erau uitați 2 metri în care. Da. Dar nu se mai repetă, da, văzând da, imaginile, da, dacă ei nu influențează, da, faza. Da, dar tot nu se potolesc. Că nu se pot abține. Ei altfel n-au nimic de câștigat. Dar nu câștigă nimic. Dacă se respingă, se respingă. Avantajul ăla. Eu am văzut, nu mai știu, în Italia o schemă. Pune mingea jos, pune mingea jos. Uite, asta vreau să spun ce înseamnă. Oh, hai mă, nu se poate. Nu se poate să nu dai niciodată. E eliminat Opruț. Da. Uite-te ce face Opruț. Uite-te ce face Opruț în minutul 95.
Mai și tot el e agitat. Care avea galben încă o dată. Și știi că ai galben și nu joci meciul următor. Ia și ăsta alunecă, mă. Zici tu că n-alunecă. Vrea să intre așa? Așa puțin și el mă animați. Așa mi s-a putut, da, nu știu. Doar că alunecat. Eu, ok, înțeleg nervozitatea, frustrarea, că au avut 2-0 într-un 7-5, dar nu rezolvi nimic, nu-ți faci decât rău. De ce i-a menit? Uite-te și tu, da. De ce îi înjuri? Asta apare, în, asta apare în, raport. În raport. De ce să faci să chestiile astea? Etapă, da. Că doar n-anulează cartonașul galben dacă faci o treabă asta. Pierzi timp. Bineînțeles. Minutele astea, secundele astea nu se mai adaugă, pentru că ăsta a fost joc. Da, e nervozitate mare. Lasă al 10-lea minut al prelungirilor. Al 10-lea minut al prelungirilor. Ce bine de Alexandru. Nu e offside. Și ce face Olsen acolo? Ia penalti. Ce face Olsen acolo? Cum a putut să scape din control, de sub control, mingea asta putea să dea la poartă? Asta e vreo la VAR, ia să vedem. Olsen pretinde că e penalti. Ce a putut să facă Olsen aici? Cred că s-a răzgândit, el a vrut să dea o boltă, l-a văzut, fii atent că Pap ieșise rău din nou. Îl atinge, mă, pe mă, picior. Acum, dacă vrea să dea, poate să dea penalti, câte mă. Eu n-aș da niciodată, dar poate să dea. Hai mă, lasă-o încolo. Dacă dă, e o aberație, da. Ce, unde l-atinge, că n-am văzut. Se pare că l-atinge, da, mă. Fii atent. Hai să vedem. Fii atent. Hai să vedem. Fii atent. Oh, să știi că a trecut aproape de poartă. Da, acum a